Mai multe străzi din Deva au fost inundate după ploile torențiale de duminică și zeci de pompieri au intervenit, iar drumul național 7, care face legătura între Deva și Simeria, a fost închis circulației din cauza inundațiilor. S-a intervenit cu echipaje ale pompierilor și echipe ale operatorului de apă și canalizare, iar în cursul serii circulația a fost redeschisă. Mai multe zone din județul Hunedoara s-au aflat ieri sub atenționări de cod portocaliu și roșu de ploi abundente și furtuni, cea mai afectată fiind Deva. Din cauza vremii instabile, peste 30 de pompieri din cadrul ISU Hunedoara au intervenit cu 10 autospeciale pentru înlăturarea efectelor negative înregistrate în reședința de județ. În urma manifestării fenomenelor meteorologice înregistrate în zona centru a județului Hunedoara, caracterizate prin ploi torențiale și intensificări ale vântului, 32 de pompieri din cadrul detașamentului Deva au intervenit pe parcursul după-amiezii și al serii de ieri pentru înlăturarea efectelor negative înregistrate în municipiu. Pompierii hunedoreni au acționat cu 10 autospeciale. Din cauza ploilor însemnate cantitativ, au fost inundate 2 subsoluri de case, iar 6 curți au fost acoperite cu apă. În urma intervenției pompierilor, apa a fost evacuată și situația a revenit la normal. Circulația auto, dar și pietonală, pe 4 străzi din oraș a fost îngreunată din cauza apei refulată din canalizarea supra-solicitată. De asemenea, circulația a fost restricționată pe drumul național 7, șoseaua de centură a orașului, pe o porțiune de 1,2 km, traficul fiind redirecționat pe străzile interioare ale orașului. Aseară, la ora 23, traficul pe drumul național 7, restricționat pe teritoriul Devei, a fost reluat. Din imagini se poate observa cum apa a ajuns până aproape de genunchi pe unele porțiuni din DN7, chiar și într-o benzinărie, iar pe aleea Străiului din Deva au curs aluviunile, la fel și pe Mihai Eminescu, iar în zona casei de pensii s-a circulat cu dificultate din cauza apei ce a inundat un sens de mers. Ploaia torențială care a căzut ieri după amiază și a inundat mai multe străzi din Deva a afectat și sistemul de canalizare, care nu a mai făcut față debitului mult prea mare. Echipe ale companiei Apa Prodeva au intervenit pentru prevenirea oricăror blocaje ce pot surveni la sistemul de canalizare din cauza cantităților mari de apă, dar și din cauza deșeurilor ce pot ajunge în acesta. Ploile abundente creează o presiune extrem de mare pe sistemul de canalizare al orașului. Stația de epurare a municipiului Deva a înregistrat debite mult mai mari decât cele preluate în mod obișnuit. Precizăm că echipele Apa Prodeva vor interveni până la restabilirea condițiilor normale de funcționare a sistemului de canalizare, au informat reprezentanții APA Prodeva.